Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Numele meu este Paul, iar astăzi vreau să continuăm seria și să încercăm să facem programul ceva mai interactiv. Pentru că până acum nu am făcut nimic mai mult decât să afișăm un text pe care noi l-am setat în momentul în care scriam codul. Dar până acum nu am putut să luăm informații de la utilizator și să le folosim cumva sau măcar să le afișăm. Și anume, pentru a stoca cumva informația asta trimisă de utilizator, vom utiliza variabile. Ce fac variabilele astea? Ei bine, acestea rezervă ceva memorie în memoria calculatorului și stochează acolo informația pusă de utilizator sau o informație pe care o obținem în rularea programului sau whatever. Și desigur că sunt mai multe tipuri de variabile pentru că există mai multe tipuri de informații. Și acum o să vă explic exact de ce există mai multe tipuri de variabile. V-am spus acum câteva secunde că variabila ia memorie din memoria calculatorului pentru a putea stoca acolo un număr, o cifră, un text și așa mai departe. Pentru că noi nu vrem să consumăm multă memorie din calculator, avem mai multe tipuri de variabile care iau mai multă sau mai puțină memorie în funcție de câtă memorie este nevoie. Dar totuși, fie că folosim memoria aia sau nu, acea variabilă tot va aloca acea memorie în calculator. Nu știu dacă face asta vreun sens, dar pe scurt vrem să utilizăm variabila care consumă cea mai puțină memorie și ne ajută să ne facem treaba, adică facilitează rularea programului. Și acum hai să începem cu cea mai utilizată variabilă ever. E prima variabilă pe care o înveți la școală, cred. Și anume integer. Dacă vrem să facem un integer, trebuie să scriem așa, int și apoi numele variabilei. Să zicem cartofi. Nu are absolut nicio relevanță ce nume îi punem. Poți să-i pui orice nume vrei. Dacă vreți o analogie, e exact ca treaba cu clasele din CSS. Nu contează numele atâta timp cât voi știți ce face acea variabilă. Bun, la momentul actual am decretat o variabilă. Adică i-am spus compilatorului să aloce memorie pentru acest integer numit cartofi. Însă acesta nu are nicio valoare la momentul actual, nu conține absolut nimic. Ei bine, un integer poate conține doar valori numerice, iar acele numere aparțin mulțimii numerelor întregi. Adică numere de genul -1, -3, -4 și 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Dar integerul ăsta nu poate ține un număr infinit de numere. Și mai exact, nicio variabilă nu poate ține un număr infinit de numere pentru că este limitată de memoria alocată în calculator. La momentul actual, putem lăsa variabila asta așa cum este sau îi putem oferi o valoare de început, să zicem. Deci o să o declarăm cu tot cu o valoare. Dacă vrem să-i dăm o valoare încă de la început, ce vom face? Ei bine, după cartofi vom pune un egal și vom scrie valoarea numerică. Iar pentru că acesta este un integer și așa cum am spus, orice variabilă are o limită, numărul maxim pe care îl putem scrie aici este următorul. 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7. Și da, în caz că vă întrebați, l-am citit de pe tabletă, nu am reținut chestia asta. La momentul actual, hai să încercăm să rulăm programul ăsta. Dăm build and run și vedem că nimic nu se întâmplă. De ce? Pentru că, deși în memoria calculatorului variabila cartofi a fost memorată, aceasta nu este afișată, pentru că nu i-am spus să o afișeze. Ea doar există acolo, însă nu o putem vedea. Dacă vrem să o afișăm, vom folosi ce am învățat în tutorialul precedent, și anume, voi lăsa aici un spațiu și voi scrie așa, cout, mai mic, mai mic, și în loc de ghilimele, voi scrie direct cartofi. Și voi pune un punct și o virgulă. Voi salva, apăsați Ctrl S pentru a salva în caz că vă întrebați. Și voi da build and run. Și acum vedeți că numărul a fost afișat. Da? Adică numărul ăsta de aici a fost afișat. Acum vreau să vă spun ceva. De ce am scris aici doar cartofi și nu l-am mai pus între ghilimele? Hai să-l punem între ghilimele și să vedem ce se întâmplă. Da? Ghilimele, ghilimele și dăm build and run. Și vedem că acum este afișat textul cartofi și nu variabila cartofi. Ei bine, în momentul în care punem ceva între ghilimele, compilatorul ia acel ceva ca atare. Practic nu interpretează, nu caută prin program să vadă dacă este o variabilă numită cartofi și așa mai departe. Nu, pur și simplu afișează ce a găsit între ghilimelele alea.
Dar deși nu mai trebuie să punem ghilimele, asta nu înseamnă că nu mai funcționează, să zicem, NDL, adică end line. După câte puteți observa, putem să-l scriem, salvăm și dăm build run și vedem că ne-a lăsat un spațiu liber sub acest număr. Totuși am spus că ăsta este numărul maxim care poate fi memorat într-un integer. Ce se întâmplă dacă mergem puțin mai departe? Să zicem că în loc de acest 7 voi pune un 8. Hai să dăm un build run și veți observa că ne dă o eroare. Numărul nostru este 214 bla 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 și nouă ne-a dat minus 2147 bla bla bla. De ce minus? Pentru că efectiv integerul nu poate ține mai multă informație decât i-am oferit noi. Totuși, ce se întâmplă dacă vrem să memorăm într-un integer un număr de genul 2,4, adică un număr rațional? Ei bine, putem scrie aici 2.4, pentru că nu se folosește virgulă, se folosește punctul în loc de virgulă, și dăm un build and run. Dacă dăm build and run, vom vedea că rezultatul este 2 și nu este 2,4. Hai să mai încercăm o chestie, hai să punem un 2,6. Să dăm un build and run. Și vom vedea că rezultatul este în continuare 2. Deci orice am face, rezultatul este 2. Nu este rotunjit, este pur și simplu 2. Ia efectiv informația pe care o găsește înainte de virgulă. Pentru că, așa cum am spus și la început, integerul este un număr întreg, ceea ce înseamnă că nu are virgulă. Dacă vrem să scriem un număr de tipul 2,6, va trebui să utilizăm o altfel de variabilă. Și anume, în loc de int, va trebui să scriem float. Ok? F-L-O-A-T. Dacă dăm build and run, vom vedea că acum este afișat 2,6. Pentru că float conține numere raționale, adică fracții, deci putem scrie și virgulă. Totuși, hai să revenim puțin la integer, din nou. Ei bine, am văzut că nu putem să-i punem valori cu virgulă, dar putem să-i punem valori negative, să zicem minus 30. Salvăm, dăm build and run și veți vedea că se afișează valoarea minus 30. Și v-am spus mai devreme că integerul conține valori întregi. Dar ce ne facem dacă vrem să afișăm valori naturale și doar valori naturale? În cazul ăsta, în fața intului, vom lăsa un spațiu și vom scrie unsigned. Ok? Scriem unsigned, dăm un build and run și vom vedea că ne este dată o eroare. Ei bine, este un număr, dar este totuși o eroare, întrucât noi am scris minus 30 și aici ne afișează 429 bla bla bla. Ok? De ce asta? Pentru că în momentul în care punem unsigned în fața lui int, unsigned int devine o variabilă care conține doar numere naturale. Și minus 30 nu este un număr natural. Dacă am fi pus doar 30 și am fi dat build and run, vom vedea că apare 30. De asemenea, dacă punem 30,23 și dăm build and run, veți vedea că apare 30. Deci funcționează exact ca și până acum. Mai departe, dacă vrem să facem 30,23, tot float trebuie să folosim. Putem decreta o variabilă și fără să-i dăm o valoare, adică fără să scriem cartof egal cu minus 30. Putem scrie doar int cartofi și am decretat variabila cartofi, iar la momentul actual nu are nicio valoare. Bun, și astea ar fi chestiile de bază în materie de variabile, dar nu vă faceți griji, sunt mult, mult mai multe variabile în C++, însă nu are sens să mă chinui să vi le prezint pe toate acum, întrucât nu le vom folosi pentru o perioadă foarte lungă de timp și le veți uita cu siguranță. Astfel că de fiecare dată când vom avea nevoie de o nouă variabilă, o să introduc și variabila aia în tutorial și o veți înțelege foarte ușor. Nu mai sunt variabile complicate, dacă ați înțeles chestiile astea de bază, veți înțelege orice variabilă. Și oricum nu veți reține voi pe de rost numărul ăla, numărul maxim al unui integer, al unui float sau whatever, ok? Bun, cam atât a fost pentru acest video, sper că v-a plăcut și până data viitoare, numai bine, pa, pa!